intre la foc. Da, să lase foc. Dar a căzut repede, nu știu, s-a oprit un pic în lanțul ăla. Așa pățesc când e de ăsta uscat cu linda astea mari, uh-huh. Să mai prinde lanțul. Dar trebuie să-i schimb controlele, să o fac cum trebuie. N-am avut timp. Ea basculează pe tăi părți de mult, ca e... Uite-i. Păi, ca lumea asta. Hai la treabă. Hai. Salutare, prieteni. Astăzi avem puțină activitate. Am înghețat pământul și putem să intrăm cu remorca. Să ducem și vine. Și o să vă arăt cum funcționează remorca mea basculabilă. Și pe parcursul o să vă dau câteva detalii despre ea. Trebuie rectificată să facă acel. Am zis că să-i schimb o gloană, să o vopsesc, dar n-am mai avut timp. La urmă să o bag în reparații. Dă numai el atuța la magazin. Cum dă muncește el? E frică de boală. Cum dă muncește el non-stop? Și treaz, la ora asta treaz. Mă. Hai mă și... Că știu să îngheor ce pe unde. Să vadă lumea, mă, că muncești, mă, nu că stai degeaba. Unde-i pisica ca să o fut? Faci tu ca șoaricile cu pisica. Aici mai e stratul puțin mai gros, în partea aia nu. Acolo e mai mărunt. Ce auză? Gheorghe? Gheorghe nu știe. Gheorghe. O fi mai avut ceva pe la pace. S-a dus să-și facă un sandwich, că-l roade... Mații? Îl roade mațu. Am muncit mult rău de tot azi dimineață și trebuie să... N-a sărit peste masa de 12 și... Da, nu l-a lăsat pe Marina. Da. Dar la de-aia muncește, că i-a dat să bea. Cine? A, că zice el? Că dacă a funcat acasă. A și bă. Gheorghe, da, să-i facă Gheorghe. Gheorghe și Ion Jmecherul ăla după Facebook, după YouTube. Da. E, ăsta e al doilea Ion Jmecherul. Dar ăsta e mai bătrân. Da, ăsta e mai bătrân. Ăsta e mai bătrân. Dar nu e, de unde dracu a băut ea? Era într-o cană, era cafea de dracu când am. A fost plecat azi noapte, mă. A fi băut cafea cu de la gânge, cu coniac. Nu, a fost plecat azi noapte și de unde a făcut rost. Că nu că borborosea de dimineață, că vâința porții de... Ăsta e numai bun, dacă îl mai prinde o zăpadă și un îngheț și o ploaie, plouă sigur la primăvară. Știi cum să face și să macină? Dar stai cum pentru dacă ai găsit pe cineva cu flori, mă, iată, mă. Se dă la unul de ăștia cu flori. Nu, mă, îl bag aici pe asta și vreau să ar să pun cartofi. Unde? Aici, pe... Da. Vreau să pun cartofi să vedem. Adică iese sigur, o să facă, n-are cum. Ce? Cartofi? Da.
Stai așa. Aici, pe acest teren, a fost o livadă pe timpul colectivului. Pentru cei mai în vârstă, cunosc despre ce este vorba. Toată partea aceasta, de fapt, a fost o livadă de meri. Și aici, partea de jos, fiind platou drept, colectivul punea varză. Terenurile au fost luate de la proprietari în acea perioadă, peste tot în România, unde a fost colectivizare. Și după ce a căzut regimul comunist, proprietarii și-au luat terenurile înapoi. Dar nimeni n-a mai avut grijă de ele, nimeni nu le-a mai îngrijit. Pomii s-au uscat, fiecare și-au tăiat și-au cărat tot ce au avut de cărat. Și a rămas cam pustiu. Între timp, noi am cumpărat aceste terenuri de la proprietari, pentru că dacă nimeni nu s-a mai îngrijit de ele și n-a mai fost dorință din partea nimănui să lucreze pământul, noi le-am cumpărat, având ferma, pământurile de fapt sunt în zona fermei și am cumpărat și pământul de lângă. De ce am adus gunoiul aici? O să urmeze să aduc mai multe, cred că vreo 10, 20, să vedem cât am de scos de remorci, de gunoi. Restul am cărat pe lucernă și mai am de cărat. Dar să mai înghețe puțin pământul. Și vreau să car pe toată această suprafață, să-l împrăștii. Am și un mig de împrăștiat gunoi, dar e cam vechi, cam bătrân și cred că o să renunț la el, să-mi iau altul, ca să nu mai stau să-l iau la mână de 10 ori. Ce voiam să vă spun? O să împrăștii pe acest teren gunoiul și vreau să-l ar la primăvară, tot ce se poate ara. Aici mai este un nug mai mare, dar pot să le vit și acolo. În partea aceea sunt mai mulți pomi, n-am ce să ar acolo. Dar aici vreau să ar și vreau să pun cartofi. Să vedem ce o să iasă. Eu sper să, adică decât să stea locul degeaba, mai bine să fie lucrat sau să fie arat, să fie întors măcar pământul. Ia uitați cucoanele, am ieșit la soare. O parte din cucoane, restul nu știu unde sunt. Dragi prieteni, din păcate ziua este scurtă și nu ne permite să lucrăm mai multe ore cât mi-aș dori eu. Dacă ar fi după mine, aș lucra de dimineață până seara. Pentru că în primul rând mă menține pe mine sănătos, mă ajută pentru sănătatea mea, psihică în primul rând și în al doilea rând fizică. Și vă recomand să faceți mișcare dacă nu puteți să munciți. Orice fel de mișcare. Faceți mișcare pentru că sănătatea este cea mai importantă. Am reușit să cărăm câteva remorci. Astăzi n-am avut decât doi băieți cu mine și n-am putut să scot foarte mult. Dar urmează zile viitoare să car și pe tot parcursul iernii până la primăvară, când o fi să-l împrăști gunoiul și să încep la arătură. O să am timp să car exact cât am nevoie, cât consider că am nevoie pe această suprafață de v-am arătat-o mai devreme. Până data viitoare, când ne vor regăsi la un nou videoclip, nu rămâne decât să vă salut și să vă urez spor la treabă. Tot respectul meu și toată stima mea pentru oamenii gospodari și oamenii care muncesc și la rândul lor apreciază pe ceilalți care muncesc și vor să construiască ceva și vor să facă ceva cu viața lor. Nu toți boschetarii care din ce în ce sunt mai mulți, sunt mai rău decât furnicile la noi în România. Păcat de țara pe care o avem și păcat de anumiți oameni care locuiesc în această țară. V-am pupat!